astăzi noi vorbim totul la cub. Ce? Da, ți-ai auzit bine? Vorbim despre familiile care au câte 3 copii. 3 copii odată au apărut în viața lor. Eu am 2, știu ce înseamnă asta, dar cu 3 și încă mici, nici nu vreau să îmi imaginez. În aceste momente, micuța Mia e un pic supărată că nu o are aici alături pe surioara ei și pe frățiorul ei. Vrem în aceste momente să-i invităm pe cei care s-au bucurat de minunea apariției acestor copii în viața lor, Tatiana și soțul ei în această seară. Andrei este alături de noi cu toată gașca, cu Andrei Junior și cu Sofia. Bună ziua! Bună și bine ați venit! Ia, haideți întâi să ne așezăm așa și să vă vadă lumea o familie frumoasă, așa cum și-o poate dori. Și cred că cea mică deja nu prea vrea să... tu te-ai obișnuit cu tantele luste legine. Bine, ia fugiți pe canapea. Cea mijlocie? E mijlocia? Nu, e cea mai mare. E cea mai mare, e cea mai mare. Cu cât e mai mare decât sora și fratele ei? Adică decât Sofia cu un minut și decât cu Andrei cu 2. Eu nu știu cum arată zilele voastre. Eu mă uit doar așa un pic. 3 copii în același timp, să ai grijă. Sunt 3 copii pe care voi ați așteptat foarte mult. Da. 12 ani de zile am așteptat această minune. Am visat zi și noapte. Multe am făcut pentru a realiza acest vis, acest scop. Multe căderi, dar de fiecare dată am avut putere să mă ridic din nou. Și acești copii au apărut ca un colac de salvare pentru voi. Da, chiar de salvare a familiei, deoarece uneori ajungem la momentul când ziceam soțului că cred că ar fi momentul poate chiar și să divorțăm. Adică nu vreau lui să-i fac... să-i strâng viața într-un fel. Adică de ai vină pe tine. Da, eu realizam acest lucru. Dar tu nu erai de acord cu părerea nu ei, așa? Nu înțelegem, dar eu încă nu am înțeles chestia. El permanent m-a susținut, nu mi-a permis niciodată acest lucru. Îmi alunga aceste gânduri negative. Îi sunt foarte recunoscătoare, căci permanent am fost alături. Orice, nu știu, permanent a fost alături cu mine, 24/24, tot. și când tratamente făceam și de mână mă ținea, adică absolut totul. A fost o fertilizare in vitro, da, la voi. Da. Și atunci când ați primit anunțul că 3 embrioni sunt vii, voi puteați să alegeți, spre binele tău și a altor 2 copii, să rămână doar 2. Da, voi... Dar... Noi am renunțat la... Eu am zis doar o frază. Dacă Dumnezeu le-a dat la toți viață, atunci eu nu am dreptul să o iau. Eu nu am putut, nici vorbă, necătând că de multe ori... Și mi s-a explicat și partea pozitivă și partea negativă, adică plusurile, minusurile, absolut tot. Mi s-a explicat, dar nu am stat la dubii niciun minut, că poate ar fi mai bine să... Nu, absolut deloc, nici nu-mi închipui. Tata, cred că ești cel mai fericit că ai și flăcău, care să-ți ducă numele mai departe, poate, de ce nu, și profesia. Era o sarcină riscantă pentru soția ta. Știm asta. Știai acest foarte lucru. Și erai alături de ea și atunci când ai lăsat-o de la cât 22 de săptămâni? Da. În spital. Veneai în fiecare zi la ea în spital. Da. Și nu odată. Și nu odată. Și 23 ori dacă trebuia venea. Și trebuia să, uite, tu numai 3 copii la sfat trebuia să-i ții acolo în spital, da? Da. Să da. Vorbești cu fiecare. De la 22 de săptămâni până la câte săptămâni ai stat în spital? Până la 35. Adică până am născut și după încă 2 săptămâni am stat. Așa, i-ai născut de câte kilograme? Mia de 1 kg 510, Sofia 2, la noi tata mai bine știe. Cifrele? Deci eu de 3 zile am stat în reanimare și Mia, tu când ai apărut? 110, Sofia, a doua era Sofia, 2 kg 60 și a treilea odată
voi este iasă fetițele. Da, eu. Da. Aha, gentleman, adevărat. 40, da. A fost o naștere prin cezariană. Cezariană, și o naștere, da, programată. A fost programată, dar, din păcate, picii nu au avut răbdare să mai aștepte 3 zile, adică trebuia pe 19 noiembrie să nasc. Dar ați născut pe 16. Dar am născut pe 16. Pe 19 trebuia să fie într-o zi cu mine. Da, da. Dar nu a fost să fie. Uite, la 7 dimineața... Cioc-cioc, mamă, da. V-au venit oaspeții. Da, da. Fiți buni de primiți. Cât mama copiilor a fost în reanimare, tu ai fost cel care a luat bucuria intensă de a trăi, da, statutul de tată. Au stat în incubatoare sau totuși ai avut tu contactul piept la piept? Nu am avut contact, nu știu de ce, nu a fost acest moment care noi l-am așteptat, nu știu, poate care era acolo, acum nu pot să explic această cauză, dar el a fost primul care și le-a ținut biberonul, adică i-a hrănit și condus de la... Și da, și din reanimarea, din naștere unde am născut, i-a dus în altă reanimare tot el, adică eu în prima zi nu i-am văzut. Doar în a doua zi deja am rugat și m-au dus cu căruciorul la ei pe câteva minute, măcar să-i văd. Să-i vezi. Și doar deja la a treia zi am fost transferată în secție, dar iarăși fără de ei, că încă nu aveam puterile ca să am grijă de ei toți. Și deja peste o săptămână ne-au transferat la secție prematuri împreună cu ei și cu una din bunici. Iată, în aceste momente vedeți pozele. E foarte frumos atunci când copiii nu stau în incubator, totuși pentru părinții. Nu stau niciun minut. Da, și o ușurare, pentru că atunci când vezi piciul conectat la fel de fel de aparate, e o durere. Eu de la 28 de săptămâni, în toată ziua nășteam. Eu ziceam, vă rog, deja nu mai suport. Era greu, căci aveam colestază în sarcină și aveam o mâncărime strașnică. Și ziceam, vă rog, gata, nu mai pot. Și medicul, nu știu, îi mulțumesc foarte mult, doamne Irina, că, nu știu, mă hipnotiza în toată dimineața, venea calm și cu zâmbetul pe buși, zicea, uite, de dragul lor, trebuie să mai rapsi. Încă o săptămână. Vedeam că mergea cu ziua. Nu, cu săptămână. Eu când auzeam încă o săptămână, venea, nu știu ce să-i fac, sincer. Și în fiecare zi ziceam, soțul, mă, și vine doamna Irina. Și dacă mai aud din încă o săptămână, eu zic, nu, fug deja de aici. Dar uite că așa am întins 35 de săptămâni, nici nu am crezut. Eu mă gândeam maxim 32 și gata, mă duc în alt spital, dar nasc. Tot și am rezistat. Doar de dragul lor, că ce i-am explicat să aibă măcar mai multe kilograme, că o să-mi fie tot mie mai ușor. Cu toate că tu nu ai luat multe kilograme, pentru că eu urmărind mămici de tripleți pe internet, mă miram cât de tare se transforma corpul unei femei. Oricum s-a transformat foarte tare. S-a transformat ce ține de burtă, adică corpul meu era undeva în spatele burții. Da. Adică eu am luat 15 kg. Cu 3 copii, da, numai 15 kg. Da, dar clar că aveam un regim alimentar echilibrat, nu mă dădeam tentațiilor, de drept că nici nu le aveam, sincer. Când te simți nu prea ok, cred că nu ți... Nu știu, poate cineva cu asta se alină, dar eu mă pedepsesc foarte așa strict și nu am cedat absolut deloc. Soț permanent, nu am avut toxic. Pofte, ai scăpat. Nu, dar eu puteam să răzbuni pe tine, așa, eu trei copii, îți duc, să-i nasc, să vezi tu și ai să-i încumpere. Soțul, seara când vine de la serviciu permanent, mă telefona și mă întreba, poate vrei ceva, dar eu zic nu, dar el zice, eu nu înțeleg, ce fel de graviduță ești tu, nu vrei, nu, dar el se supăra într-un fel, chiar nimic nu vrei, dar eu zic, nu, fructe am, legume am, gata, nu mai vreau nimic, adică... Ei, dar acum parcă ai vrea vreo două nopți de liniște, așa? Sau e bine noaptea? Nu, acum deja e ok. Iată, avem câteva săptămâni de când dormim și tata și noi și bunic, adică clar că ne trezim la fiecare... Dar unde dorm ei? Au toți trei pătuțuri? Nu, ei nu dorm în pătuțuri, nu le place și le-am luat cocon. Și iată, acolo ei se simt foarte bine, înghimuiți, așa călduți, mai ales mie ea este foarte friguroasă, ea la noi doarme până acum
în ciuboțiele de lână, așa. Da, uite, da, ai înțeles că ea e friguroasă, da, și pe ea trebuie să îmbrace permanent bine. Permanent ea plângea. Din tăi nu înțelegeam, chiar nu înțelegeam care motivul. Zic, uite, ești schimbată, ești hrănită. Ce-ți lipsește? Și apoi am înțeles că trebuie așa împleduț, în două încă mai bine ar fi. Și ea doarme toată noapte, poate nici nu se trezească să mănânci. Să nu fiți de ochi. Iată, ea așa. În rest, da, a fost perioada, vreo două luni și jumătate, cu colici, toți trei au avut. Erau perioade când toți trei odată. Plângeau. Plângeau de la 12 seara până la 8 dimineața. De cine aveți? Aveam. Mai aveți? Încă uneori mi se pare, ziceam soțul meu, mi se pare că o să vin într-o zi și o să ne fugărească. Mă zic, dați-mi nimic unul acasă. Ia că asta trebuia să faceți. Am avut putere și răbdare. Chiar mulțumesc Domnul că ne-a dat această putere și răbdare să trecem câine ori. Chiar mă rugam mai repede să se facă zi și să merg să schimb. Eu permanent spuneam că trebuie să schimbăm laptele, că ceva nu e ok. Soțul mi-a explicat că nu e bine, că dar eu... Adică până în pediatru chiar mi-a zis, auzi, arunc toate prostiile din cap și lasă să mănânci cei ce mănâncă. Și că sunt colici și în timpul când mănâncă, e, pur și simplu durerile sunt duble și pur și simplu trebuie să răbd. Și într-adevăr așa și a fost. Greu când stai o noapte întreagă și în mâini, copilul plânge și aici singur vrei să adormi și simți cu mâinile. Cad. Deja cad, da, dar... Dar noi ne străduiam, oricum, ziua, soțul, eu permanent aveam privilegii. Ei înțelegeau că mama trebuie să fie permanent odihnită, da, și mă lăsau o zi, o oră, două, măcar să dorm, ca noaptea, mă rog, să... Da, căci eu alergam. Clar că ei țineau, dar ce mamă e mamă. Și care plângea mai tare, mă duceam, mă luam puțin se liniștea, mă duceam pe următor și tot așa alergam la toți. Erau zile frumoase. Nu avem încredere. Cum că se eu poate... fac, așa și mai da, bine. Da, da. O, și asta e încrederea la unul copil, mai ales la primul copil, dar cu trei odată. Îmi dau seama, sunteți foarte bravi, ne bucurăm foarte mult că ați reușit efortul să veniți aici, pentru că îmi dau seama, cu un copil e greu să ieși din casă, dar aminte mici și putiu să nu fie de ochi, sunt cumințele să vă crească sănătoși, să vă aducă împlinire și așa cum ați făcut sacrificii de dragul lor, să vă întoarcă înzecit, e foarte. Porturile voastre. Mulțumesc mult!